dimineața, sunt Alina Nenu și vă invit la știrile Antena 3 Vâlcea. Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai I, a fost prezent ieri în rândul elevilor la școala gimnazială numărul 5 din Râmnicu Vâlcea. Prințul a inițiat de curând un proiect intitulat Istoria Regalității în școli, prin care merge din clasă în clasă și le prezintă elevilor istoria monarhiei românești. De asemenea, acesta a făcut și o scurtă vizită la Consiliul Județean Vâlcea. Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai I, a fost prezent în rândul elevilor la școala gimnazială numărul 5 din Râmnicu Vâlcea. Principele a inițiat de curând un proiect Istoria Regalității în școli, în care merge din clasă în clasă și le prezintă elevilor istoria monarhiei românești. Mă bucur că pot să vă povestesc cât de puțin din familia mea. După am înțeles că va fi un mic prezent moment și după putem să povestim mai mult. Sunteți gata să învățați ceva? Da! Acesta a fost așteptat cu entuziasm de către micii elevi, care au organizat și o mică scenetă în care au elaborat o scurtă istorisire a perioadei monarhiei în România. Da, propun să începem de fapt activitatea noastră cu o călătorie în timp prin care îi vom redescoperi pe regii și reginele României, care, dintr-o educație aleasă, dintr-o capacitate de muncă deosebită, prin relațiile pe care aceștia le-au avut cu marile puteri ale timpului, prin faptele bune pe care le-au făcut și, nu în ultimul rând, prin devotamentul și dragostea față de patrie și față de popor, au contribuit la progresul economico-social, politic și cultural al României. De 10 mai 1866, devenită Ziua Regalității, cel care avea să fie numit Arompia României, a intrat în București. A fost proclamat numitor al României în 10 mai 1866. În acea zi a rostit: ales de către națiune, domn al românilor, mi-am părăsit fără asta la îndoială și patria și familia, pentru a răspunde la chemarea acestui popor care mi-a încredințat destinele sale. De asemenea, a urmat și o sesiune de întrebări și răspunsuri, la care prințul le-a oferit detalii din viața sa, dar și a familiei sale. Cât de dor a fost regele Mihai de țară după ce comuniștii l-au obligat fabrice la 30 decembrie 1947, după peste 4 decenii de exil. Cum credeți voi, cum ai simți dacă într-o zi, să zicem mâine, cineva vine și se zice că gata, pleci în țară și nu știi când vii acasă? Cum ai simți? Hai, zi cineva, cum ai simți? Speriat. Și? Da? Da. Singur. Da. Exact. Da? Trădat. Exact. Altcineva? Neliniștit. Neliniștit, exact. Dezamăgit. Altcineva? Trist. Cum? Trist. Yes? Da, da, da. Altcineva? Alte întrebări? Foarte bine. E foarte bine ce ați spus. Așa a fost și pentru bunicul meu. Ei a fost foarte dor în țară, de poporul, de peisaj, de cultură, de biserică. Cred că, de fapt, a fost un moment foarte, foarte trist pentru el. Dar el a revenit și a ajuns și el acasă. Indiferent ce s-a întâmplat între timp, el a regăsit drumul spre casă. Mai departe, în periplul său la Râmnicu Vâlcea, prințul a făcut și o vizită de curtoazie la sediul Consiliului Județean pentru a discuta cu președintele Constantin Rădulescu idei de promovare turistică a orașului cu implicarea principelui Nicolae. Noi am vorbit despre ce se poate să fie făcut în acest județ, planul pentru viitor, dezvoltarea județului și ce se poate să fie găsit când e vorba de un produs local. Mă bucur că
deja județul a început să dezvolte cum trebuie și începe să fie un reper pentru celelalte județe prin țară și cu siguranță în viitor, din ce am înțeles, o să chiar fie un reper pentru mai multe zone și locuri în România. Domnule președinte, asta ați putut trage câteva concluzii după această vizită sau este doar una așa în care puneți un pic lucrurile, începe să le mișcați, practic? Am fost onorat să primesc această vizită deosebită. Trebuie să vă recunosc că am vorbit foarte mult eu. Mi-am dorit, în primul rând, să fiu o gazdă bună, să prezint județul Vâlcea așa cum trebuie și să explic, practic, de ce spunem noi că Vâlcea este cel mai frumos județ din România, de ce Vâlcea este județul turismului total, de ce merită ca potențialii investitori să vină aici la Vâlcea, unde au deschidere totală din partea autorităților și sper ca și dumneavoastră să reveniți în județul Vâlcea. Sunt campanii care pot fi făcute împreună, cea cu împăduririle, dar și alte, să le spunem, proiecte viitoare pe care doriți să le desfășurați. A fost o întâlnire foarte bună. Îi mulțumesc lui Victor, lui Vicențiu Mocanu pentru faptul că într-un fel a intermediat această vizită. Dumneavoastră vă mulțumesc din suflet și rog pe bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și pe unde mergeți să vorbiți așa cum considerați, dar sper eu frumos despre județul nostru. Mulțumesc mult! Un accident mortal a avut loc luni 16 mai în jurul prânzului la ieșirea din municipiul Râmnicul Vâlcea spre Vlădești. O femeie de 59 de ani a fost spulberată de un autoturism în timp ce aceasta trecea strada neregulamentar. Polițiștii biroului rutier Râmnicul Vâlcea au intervenit în jurul prânzului la un accident rutier soldat cu decesul unei femei. Râmnicul Vâlcea au intervenit astăzi la un accident rutier soldat cu decesul unei femei. Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că un bărbat care conducea un auto pe strada Șirbei-Vodă din municipiul Râmnicul Vâlcea ar fi acroșat o femeie de 59 de ani din municipiu în timp ce traversa strada. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii rutieri efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea condițiilor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier. Din declarațiile martorilor, femeia ieșise dintr-un magazin și se angajase în traversarea străzii printr-un loc nemarcat. Din păcate, din grabă, femeia nu a traversat petrecerea pentru pietoni care se afla la doar câțiva metri mai departe de locul prin care a ales să traverseze și astfel șoferul a acroșat-o și a aruncat-o câțiva metri mai departe de locul impactului. Am văzut, eu am ieșit repede cu lumânări și cu ele n-am văzut. De ce să zic? Mă duse acolo și eu și luai repede lumânări, te-am și bricheta, am ținut lumânarea, am întâlnit la vecina. Dar ce s-a întâmplat? Nu știu. Femeia zice că a vrut să treacă la cui, poate nici ea nu s-a asigură și ăla de București, nu știu, de ce să zic eu că ăla, nu știu nimic, nu e frână, nu nimica, nu știu. Eu doar atâta fuga că a zis că mâncam. Și crezi că eram așa pe și crezi că aia s-a atinsără cumva. Și când fugi vorbim, ce mă? Și văzut acolo ceva jos și păi numai că omoră o femeie. Și eu luai repede lumânările, după aia nu mă lăsă, nu că o fată asistentă, nu le pune tantile, nu că era cu oxigenul ăștia. O cunoașteți? O cunoașteți pe femeie? Nu e de aici? Nu e de aici. Nu știu, întrebai fata, că veni și fata, plângea că de aici spunea la vecină. Și zice să duceau la țară, unde... La locul accidentului a sosit și ambulanța, însă femeia prezenta lovituri incompatibile cu viața și a fost declarat decesul. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Autoturismul a fost preluat de către polițiștii rutieri pentru a efectua cercetări în vederea stabilirii condițiilor și împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier soldat cu pierderea unei vieți omenești. Luni 16 mai, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Râmnicu-Vâlcea, s-a aprobat creșterea prețului la serviciile de salubritate. Astfel, compania Romprest își va relua activitatea de colectare a gunoiului din oraș. Astăzi, la ședința Consiliului Local din Râmnicu-Vâlcea, s-a aprobat creșterea prețului la serviciile de salubritate. Consilierii PSD, PER și USR au votat pentru această majorare, astfel obținându-se numărul necesar de voturi. Pe această temă, consilierii locali PNL au decis să se abțină.
chiar dacă a fost votată creșterea tarifelor pentru salubritate, cauzele fiind scumpirile din ultima vreme, dar și mărirea salariului minim pe economie, nu au lipsit de la această ședință clinciurile între consilieri. Consilierul PNL Bogdan Popa acuză faptul că nu a fost construită până acum o stație de colectare selectivă a gunoiului. Dacă e să arătăm cu degetul un vinovat pentru starea dezastroasă, acum arată astăzi municipiul Râmnicu Vâlcea, este noi toți, nu doar consilieri, toți. De ce? Din 2020, de când s-a cerut în mandatul acesta, pe care este primul pe care îl voi duce până la capăt, când s-a cerut prima mărire de preț și Romfrescu a făcut același șantaj public în vară, n-a ridicat prețul, da? Am spus acest lucru. Dacă nu vom reuși să colectăm selectiv de fiecare dată, va trebui să suplimentăm cu mărire de prețuri în buzunarul cetățenilor ineficiența și incapacitatea noastră a tuturor de a gândi în perspectivă. Reprezentantul Romprest, prezent în cadrul ședinței de Consiliu Local, s-a declarat nemulțumit de tarifele calculate de către primărie, declarând că cele calculate de către expertul desemnat nu sunt conforme cu cheltuielile actuale. Tarifele, așa cum au fost ele propuse și cum au fost supuse dezbaterii inițiale înainte de modificare, sunt cele corecte și includ cheltuielile reale pe care le-am avut, bineînțeles, la nivelul anului 2021, când au fost ele calculate. În momentul de față constatăm cu regret faptul că acestea au fost modificate. Eu personal am calculat aceste tarife și propunerea anterioară și propunerea nouă, pentru că am venit cu o actualizare vinerea trecută, am depus o nouă ofertă de modificare de tarif pentru cheltuielile aferente 2022. Replica consilierilor nu a întârziat să apară prin vocea lui Remus Grigorescu. Aici am greșit și vă spun de ce greșit, doamnă. M-am uitat și eu peste foarte atent peste ceea ce s-a întâmplat. Corespondența dumneavoastră cu executivul nu a fost tocmai de bun augur. Din partea primăriei au existat o serie întreagă de adrese prin care s-a cerut niște situații. Situații pe care nu le-a dat. Le-a prezentat. Plus de asta, noi ne referim strict la ceea ce ați cerut dumneavoastră, la cele patru elemente de cost pentru care ați cerut-o fundamental. Dumneavoastră ați spus mai mult decât atât. Vreau să vă spun că avem situații în care nejustificat v-a dus cu o creștere de tarif 85%, când real era undeva la 28%. În cele din urmă, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu creșterile tarifare calculate de către primărie, iar compania Romprest își va relua activitatea de colectare a gunoiului. Știrile dimineții se opresc aici. În continuare urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina Mitu. O zi minunată să aveți. La revedere!